Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la raport. Întreba domnul Petrescu despre vânătorii de subvenții. A afirmat și ministrul Adrian Oros că își propune să elimine pe cei care fac agricultură și vânează astfel de subvenții. Cred că toată lumea cunoaște faptul că sunt astfel de vânători de subvenții și în vegetal și în zootehnic. Sunt oameni care speculează anumite portițe, dacă se pot specula, și probabil că din asta trăiesc. Dar eu nu cred că ei sunt oamenii reprezentativi sau fermierii despre care trebuie să facem vorbire. Ar trebui să dispară, că în orice societate există și astfel de oameni de... Din bun simț ar trebui să retragă ei. Nu, din bun simț nu cred că legea. Știți că nici nemții nu s-au educat din bun simț sau alte popoare la care noi ne raportăm. Există o lege, ea se aplică și oamenii cunosc rigorile legii. Dacă și în România s-ar aplica, tot să știți... Tot dăm exemplu german. Da, nemții, e mai la îndemână. Nemții ne-au dat pe noi exemplu cu ceva? S-ar putea, dar nu știu dacă e un exemplu fericit în care... Nu e Germania. Bun. Vorbeam despre vânătorii de subvenții. Da, din punctul de vedere al Asociației Apărinte Ancus România, este foarte important de știut toți fermierii doritori pe viitor să crească taurinele rasa Apărinte Ancus sau actual membri. Noi susținem atât fermierii mici, cât și medii, cât și mari, cu potențial financiar sau mai puțin potențial financiar. Ușa noastră este deschisă pentru orice fermier. Le pot contacta pe fete, ne pot contacta oricând, mai bine să înceapă un business cu dreptul, dar, cum spune și acel proverb românesc, cândva adevărul va ieși la iveală, transmite un mesaj oficial tuturor fermierilor care au făcut sau încearcă să facă asemenea, putem spune, asemenea mișmașuri mai pe română, cândva adevărul va ieși la iveală. Și pe înțelesul tuturor fermierilor, noi ne-am luptat la bun început de diminuarea sau eliminarea metișilor, dintr-un motiv foarte clar și tehnic. Este discriminator un fermier care a investit într-o vacă din rasa Aberdeen Angus, că vorbim de 1800, 2000, 2200 de euro, să primească aceea subvenție ca fermierul care a investit într-o bălțată din târg oarecare, într-o paietă 50 de lei și mai dă însămânțătorului 50 de lei și primește acea subvenție. Ca și concluzie să înțeleagă că susținem performanța, suntem total împotriva fermierilor care vor doar subvenție și, Doamne ferește, mâine nu mai este subvenție, nici nu vor mai fi în asociație și nici nu vor mai avea animale, iar la fel către fermierii mici avem toată deschiderea să îi susținem atâta timp cât respectă regulile asociației și legislația în vigoare. Ați deschis un alt subiect interesant, spunea și domnul Haller mai devreme despre subvenții. Haideți să vedem pentru 2023-2028 ce se va întâmpla cu subvențiile astea, pentru că e un subiect care îi interesează pe fermieri, că vrem, nu vrem, la subvenții se raportează foarte mulți. E ca și o idee generală, fermierii trebuie să primească subvenții. Obligatoriu, pentru că suntem într-o competiție directă cu alți fermieri din Uniune, fermieri care sunt cu mulți ani înaintea noastră și sigur că ca să suplinim anumite pierderi sau neajunsuri, aceste subvenții sunt obligatorii. Acum, cine va avea drept să primească și pe ce criteriu și ce fel de subvenții vor exista, urmează ca în perioada următoare să se clarifice. Va fi ajutorul național tranzitoriu ANT-ul continuat? E o întrebare la care se va răspunde cu da sau nu. Care va fi cuantumul? Dacă va fi o dată de referință fixă pe toată perioada, iarăși este o întrebare cu răspuns care o să-și primească probabil răspunsul în lunile următoare. SCZ-ul. Dacă se va continua? Cum se va continua? Dacă o să fie legate de registre? Mulți sunt pentru a continua aceste forme de sprijin, SCZ-ul, așa cum sunt ele acum. Sigur, trebuie să existe o separare a celor fermieri care mulg 3 litri de lapte și primesc aceiași bani ca cei care sunt foarte performanți. Dar ne punem iarăși întrebarea, dacă e să facem o evaluare a performanței, cine va face acea evaluare și cum se va face acea evaluare a performanței. Dacă mergem strict pe facturile pe care le
emitem către procesator pe cantitatea de lapte și cu aia să demonstrăm cât am avut în luna respectivă și raportat înapoi pe numărul de animale, poate nu este cea mai bună soluție. Controlul oficial al performanțelor la lapte, care este recunoscută și funcționează în toată lumea, acest ICAR este un for internațional la nivel mondial. El este cel care reglementează activitatea în controlul oficial al performanțelor la lapte, carne și pe parte de registre genealogice. Deci există instrumente, există entități care îți permit să mergi pe niște informații corecte. Noi vedem în toată această ecuație prezența societăților de ameliorare împreună cu organizațiile DCOP, astfel încât informațiile corecte să ajungă către API, iar API-le să poată să dea acele subvenții pentru fermierul performant mai mulți bani, pentru fermierul mai puțin performant. Dar credeți că este necesar ca acea subvenție să fie puțin urmărită? Pentru că suntem aici patru inși care luăm subvenții, da? Și din noi patru, poate unul singur investește în cercetare, în fermă, da? Foarte mulți au luat subvenții, am luat și mie o mașină. Am luat subvenții, am adus și mie o nu știu ce. Cred eu că ar exista posibilitatea, da? Să spun așa, domnul Căpraru, aveți X vaci, da? Aveți o subvenție aferentă, deci suma de 50.000 de euro. Nu-ți dau banii, domnule, dar îți dau așa, la alegere. Vrei un tractor, vrei o instalație de mulți, vrei un abator, vrei asta. Asta este subvenția pe care eu ți-o ofer. Atunci cred eu că vom face performanță. Subiectiv, de acord că oricum în asta băgăm banii. Fermierul oricum în asta... N-am dat. Atunci cred eu că vom ajunge exact la dumneavoastră la performanță. Când subvenția și la cultura mare și la zootehnie, da, va fi puțin controlată. Pentru că banii aia, zice, sunt bani degeaba. Nu sunt bani degeaba, sunt bani pe care tu, ca fermier, că faci agricultură, că faci zootehnie, ar trebui normal și logic, după părerea mea, să investești, pentru că pentru acel lucru primești subvenție. Da. Gândirea dumneavoastră este corectă și ar funcționa în condițiile în care aceste subvenții s-ar da în prima zi a anului. Și s-ar spune clar că ai voie să folosești aceste subvenții pe niște cheltuieli foarte clare. Dar subvenția vine de cele mai multe ori la sfârșit de an. Până când se încasează subvențiile, fiecare fermier are o grămadă de cheltuieli pe diferite lucruri. Cheltuielile poate să le suporte din producție. Nu este corect să condiționez fermierul ce să facă cu niște bani pe care îi primește la un moment dat, dar mult după ce a început anul calendaristic, da? Păi atunci putem să schimbăm și datele calendaristice ale primirii subvenției. Da. Acum, haideți că nu o să putem să revoluționăm noi modul de gândire al Uniunii Europene și modul de funcționare. Este vorba de o mai bună funcționare. Nu, da? Îmi pare rău. Dumneavoastră la mine în fermă nu aveți niciun drept să veniți și să vă implicați și să-mi spuneți ce să fac cu banii mei. Și nici eu la dumneavoastră. Dar dumneata vii și îmi cer mie bani? Eu fiind acum cel mai mare statul. Eu nu vin să cer bani. Nu, este o discuție, chiar dacă nu ne ascult sau poate mulți respectatori mă înjură. Dar eu vă spun, atunci vom face performanță. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ok, asta e problema noastră. Dar am voie să nu fiu de acord, nu? Sincer, nu vreau să-mi exprim în acest moment o părere publică, personală, cât și Asociația Bărtina Angus. Membrii noștri, este foarte important să știe că de la finalul anului trecut am început pe toate căile, atât către Bruxelles, cât și către București, putem spune lupta pentru viitorul PAC, mai exact programul național strategic și cât și politica agricolă comună. Membrii Asociației Aberdeen Angus pot să confirme, de Crăciun anul trecut ne-am cerut o părere oficială privind următorul PAC și PNS. Noi suntem alături de ei și știm cu vârf și îndesat că această subvenție deocamdată este ca oxigenul pentru ei și ne vom lupta. Dacă îmi permiteți pe scurt, aș vrea să dau o mică explicație pentru că am primit nenumărate întrebări din cadrul asociației noastre, din partea membrilor, de ce nu am găsit o soluție ca subvenția să fie în fiecare an constantă, nu știu, 500 de euro pe cap de animal. E foarte important dumneavoastră să înțelegeți că de la Uniunea Europeană toate țările membre
primesc un buget în funcție de aportul PIB-ului, cât și aportul financiar. Pe următorul PAC, anul de conversie va fi 2021, PAC-ul va fi 2022, posibil până în 2029, următorul an de conversie. Din păcate, la nivel european, cât și mondial, cei de la Bruxelles vor să direcționeze un procent mai mare către partea de încălzire globală, partea socială, pentru că vede și noastră cu imigranții, sunt probleme foarte mari. Ca și concluzie, bugetul pentru agricultură s-a diminuat. Din fericire, România, Grecia și Bulgaria vor avea același procent și același buget, vorbind de plus minus 20 de miliarde de euro pe acest PAC, pe acest exercițiu. Dumneavoastră, pe scurt, e foarte important să înțelegeți, Uniunea Europeană îți spune acesta este procentul pentru vegetal, acesta este pentru zootehnie, n-ai voie să miști stânga-dreapta. Ulterior, pe zootehnie, domnii de la Ministerul de la București decid care sunt direcțiile, iar respectiv pe următoarea perioadă, cum a fost până acum aproximativ 11-12 milioane de euro pentru vaca de carne, va fi un buget. Acel buget se va împărți la numărul de animale eligibile. Noi nu avem cum să stabilim niciodată, pentru că astea sunt niște reglementări de la Bruxelles, să avem o subvenție constantă de 500 de euro. Știm foarte bine că aveți niște calcule exacte și noi am făcut cercetări în piață care este minimul de care aveți dumneavoastră nevoie, dar din aceste motive ne luptăm să primiți pe viitor o subvenție cât mai mare. Domnii din Consiliu urmează să avem o ședință în următoarele săptămâni, iar alb pe negru o să decidă dânsii, pentru că dânsii decid punctele cardinale, care este punctul de vedere al asociației noastre, dar foarte important de știut că susținem să rămână plus valoarea în România, să nu mai exportăm subvenție, să susținem partea de reproducție cât și partea de îngrășare. Nu dăm subvenție SCZ pentru animale de reproducție și ulterior, după ce trece perioada de retenție, ele pleacă în Turcia sau pleacă în alte țări la îngrășat. Am înțeles dorințele dumneavoastră, suntem receptivi și ne luptăm pe viitor, pe toate căile, în așa fel încât să ne atingem obiective cât mai înalte. Domnilor, din punctul dumneavoastră de vedere, vi se par puncte pertinente ale celor de la ABA din Angus vis-a-vis de subvenții? Ce așteptări aveți de la următorul exercițiu financiar? Următorul exercițiu financiar, dacă va fi ca cel din 2013, ca un an de referință, da? Și la urmă să domnul Căpradu să-și vândă vacile și să le cumpăr eu și să-și ia dânsul în continuare subvenția, nu mi se pare corect. Vorbiți de ANT. ANT-ul mi se pare o nedreptate. Vreau să-l întreb pe domnul Haier dacă este corect ce a fost ăla? Lege, sub punct, ce a fost în care s-a luat ca referință 2013 și au luat subvenții, au vândut animalele din 2013 și au luat ANT-ul și acum. De ce a fost cumva mic ANT-ul? Că au fost oameni care au avut 1000 și ceva de vaci, le-au vândut și au luat banii degeaba. Și eu am cumpărat vacile sau alți crescători de animale și s-au uitat la... Nu? Bun, trebuie să știți că România a avut de ales între a nu acorda niciun leu subvenție pe parte de ANT sau să stabilească o dată de referință clară. Și ce s-a ales? Să se dea subvenție. Ca atare a trebuit să se meargă pe să-și aleagă o dată de referință. Altfel, astăzi nu am fi vorbit despre ANT. Deci aveam două variante. Ce să alegi? A avantajat pe unii și a dezavantajat pe cel care muncește. Nu. Legat de problema asta de a obține subvenții cei care nu mai dețin animale. Sunt variante, posibilități ca acel fermier care știe că nu mai are animale, când merge să depună cererea unică de plată la APIA, are posibilitatea să nu mai bifeze acea căsuță unde scrie ANT. Este opțiunea lui. Dar, dacă legiuitorul îi dă dreptul, ce să spunem noi? Nu putem să ne băgăm în mentalitatea oamenilor și să spunem, stai mă, că legea zice, dar tu fii om. Și nu bifa acolo. Nu știu, asta deja ține de conștiința fiecăruia. De moralitate. Bun, haideți că nu mai avem multe minute. O să trageți câte o concluzie fiecare dintre dumneavoastră și o să încep cu domnul Alin Căprilă. Eu zic că se poate și la noi. Mai avem multe de schimbat. Foarte multe de schimbat. Putem să
putem să mergem și noi pe rețeta celor din vest și să reușim și, și aici, la noi. Avem foarte multe aturi. În primul și în primul rând, noi trebuie să dăm plus valoare producției de cereale. Exportăm cereale, exportăm materie primă, exportăm subvenție. Nu e un lucru corect. Trebuie să dăm plus valoare, trebuie să venim cu niște lucruri, cu niște produse bune, sănătoase și pe masa românului. Noi dacă nu producem, vă dau exemplu de Angus, dacă nu producem în România, pentru masa oamenilor din țara asta, să cumpere din Franța, Olanda, Marea Britanie, o să fie spre imposibil. Sau o să ajungă aici calitatea 2, 3 și așa mai departe. Noi avem posibilitatea să saturăm piața noastră, să exportăm și pe Europa, dând plus valoare cerealelor și produselor de aici. Ca și discuție, mi s-a părut extrem de interesantă toată discuția din această seară. Pentru mine, dacă ar fi interesantă și pentru cei la care dumneavoastră astăzi ați mers și cred eu că nu ați pierdut timpul, da? Și să se ia în seamă dorințele și proiectele pe care dumneavoastră le-ați pus la dispoziția lor, ca ei să se inspire, exact cum a spus, din munca noastră de zi de zi, ar fi senzațional. Și tot nu renunț, cât ar fi de grea zootehnia, eu la ea tot nu renunț, așa că m-am mai făcut toată să zâmbiți. Domnul Gociman. În primul rând, toți membrii Asociației Abărtin Angus România să știe că ne pot contacta oricând și ușa noastră este deschisă în așa fel încât să găsim soluții cât mai bune pentru ei, cât și fermieri noi care vor să-și achiziționeze taurine din rasa Abărtin Angus oricând. Mai bine să ne contacteze de la bun început, de-aia venim la lucru să-i direcționăm pe drumul cel bun. În numele Asociației Abărtin Angus România țin să mulțumesc în primul rând televiziunea noastră că ne-ați fost tot timpul alături, tuturor colaboratorilor care ne-au susținut, instituțiilor statului, pentru că cu cele bune, cu cele rele, ne-au fost și dânsii de foarte multe ori alături și trebuie să recunoaștem că au avut un raport pozitiv asupra dezvoltării zootehniei în România. Iar personal țin să mulțumesc fermierilor, membrilor Asociației Abărtin Angus România pentru încrederea acordată acestei echipe tinere. Consiliul director pentru că ne-a susținut și a investit în noi. Toată lumea știe că Asociația Abărtin Angus România este o echipă de tineri, copii putem spune. Și foarte important, echipa executivă, atât fetelor cât și băieților, pentru că realitatea este degeaba pretenții, au fermierii pretenții sau domnii din Consiliu au pretenții, clar susțin la dânșilor este esențială, n-am fi putut pune în practică toate aceste dorințe, pentru că este un stres enorm. Trebuie să înțeleagă toată lumea, cu fermierul realitatea este că nu este ușor să lucreze atât pe teren cât și la birou și cu birocrația. Și pe această cale țin să le urez fermierilor un an nou cât mai bun cu productivitate și profitabilitate. Mulțumesc. Domnul Haller? Mesajul este simplu. Fermierii, în primul rând, trebuie să aibă încredere în ei. Trebuie să știe că pentru o muncă corectă trebuie să fie răsplătiți corect. Iar în acest sens, ACVBR întotdeauna o să fie un partener pentru ei. Întotdeauna să mergem pe principiul de respect reciproc și întotdeauna vom prezenta soluții astfel încât, în cunoștință de cauză, să aleagă tot ce este mai bun pentru ei. Ca atare, cei 12.562 de fermieri care sunt astăzi în asociație pot să fie siguri că lucrăm pentru ei. Domnilor, mulțumesc tare mult! Succes în ceea ce faceți! Celor de acasă le spun să ne urmărească și mâine seară aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Discutăm despre legumicultură. Vă invit să nu ratați ediția noastră de mâine seară pentru că e tare interesantă pentru cei care lucrează în legumicultură, în horticultură. Dar până atunci urmăriți pe mai departe Agro TV, programele noastre și site-ul Agro TV unde găsiți toate informațiile. Așadar, rămâneți pe mai departe pe platforma noastră media Agro TV.